Vineri după amiază, în jurul orei 17, polițiștii biroului rutier au oprit pentru control un autoturism care circula pe bulevardul Mihai Viteazul. La volanul mașinii se afla un tânăr de 24 de ani din municipiul Zalău. Testarea cu aparatul drag -test a indicat un rezultat pozitiv la THC și MDMA. La activitate, polițiștii au fost sprijiniți de colegilor de la biroul de ordine publică. În noaptea de vineri spre sâmbătă, 19 spre 20 noiembrie, la ora 0 și 28 de minute, polițiștii biroului rutier au depistat un tânăr de 21 de ani din Comuna Ip, care circula cu autoturismul pe strada Movileștilor. La testarea cu drag -testul a rezultat o valoare pozitivă la cuca BZP, metanfetamina și MDMA, de asemenea pe locul din dreapta față se afla un zălăuan de 24 de ani. La efectuarea controlului corporal asupra acestuia a fost găsit un plic transparent în care se afla substanță de culoare albă. Ambii conducători auto au fost conduși la spital pentru recoltarea de probe biologice în vederea determinării cantității de substanțe psihoactive din organism. În cazul celor doi șoferi, polițiștii au întocmit dosare penale și continuă cercetările pentru infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența substanțelor psihoactive. Totodată, în cazul pasagerului, cercetările continuă pentru infracțiunea de deținere de droguri de risc în vederea consumului propriu. Siguranța traficului rotier rămâne în continuare o prioritate pentru polițiști. Acțiunile de acest gen menite să-i conștientizeze și să-i determine pe toți participanții la trafic să respecte cu strictețe legislația rutieră vor fi continuate de polițiști și în perioada următoare.